Sala sporturilor găzduiește mâine cu începere de la ora 16 partida dintre HC Argeș și Național Sighișoara din prima etapă a returului diviziei A la handbal masculin. În primul rând așteptăm o victorie de care avem foarte mare nevoie, pentru că numai victoriile aduc victorii. M-a spus venind după 3 înfrângeri și este absolut necesar să obținem această victorie. Nu cred că va fi un meci chiar ușor, pentru că Național Sighișoara este echipa Centrului Olimpic, care zic eu că a crescut în valoare din toamnă până acum. Parte din jucătorii acestei echipe au făcut parte din lotul național care s-a calificat la campionatul european. Eu cred că va fi un meci frumos, va fi un meci de handbal adevărat, un handbal curat, în care sper că echipa noastră să depășească momentul de criză prin care a trecut până acum și să ne dea speranțe pentru meciurile viitoare. Președintele Alexandru Ionescu își dorește o clasare cât mai bună în acest sezon, dar și un joc pe măsură al handbaliștilor argeșeni. Ne dorim în primul rând să obținem această clasare de pe locurile 2-3, care ne-ar demonstra că aprecierile noastre la începutul campionatului au fost realiste. La fel sper să vadă o creștere în joc, o creștere a tuturor jucătorilor, pentru că aș vrea ca această clasare pe unul din locurile fruntașe să vină în urma unor jocuri foarte bune și în urma unor jocuri foarte bune să avem și rezultate foarte bune.